Moroșan aduce campion din 13 versiuni internaționale la 13-a gală pe care o organizează. Nu e superstițios și spune că va fi cu noroc. Moroșan a prezentat centurile de la gală. Moroșanu aduce cei mai tari campioni din Europa la gala de pe 15 decembrie, care va fi în direct la ProX. 13 nu-l sperie pe Moroșanu. Va fi a 13-a sa gală de kickboxing. Mereu, pe data de 13, s-au întâmplat lucruri bune. Ții minte că în 2010, după ce am câștigat Dansez pentru tine, mereu, de atunci până în acest moment, îmi apare cifra 13 și 11, 11 și 13. Moroșanu a prezentat centurile pentru care se vor lupta urmașii săi din ring. Rembo va avea cel mai dificil adversar. Îi aducem un campion și clar că va avea un meci mult, mult mai greu, dar am încredere, Rembo, că o să facă un meci măreț. Pe 1 decembrie, Moroșanu va sărbători în ring alături de elevii săi. La mulți ani, România! La mulți ani, românilor! Moroșanu și-a ales personajul preferat din istoria românilor. Ștefan cel Mare, sunt moldovean, ar fi culmea să nu mă mândresc că sunt urmaș de-a lui Ștefan cel Mare. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.